De la începutul anului și până în luna august 1959 de șomeri au fost angajați cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. 882 din numărul persoanelor angajate sunt femei. Ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, a fost angajat un număr foarte mare de șomeri în primul semestru al anului 2021. În perioada ianuarie-august 2021, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul instituției noastre, și-au găsit un loc de muncă număr total de 1959 de șomeri, din care 882 de femei. Cele mai multe persoane au studii liceale, 863, urmează cei cu studii gimnaziale, 463, studii profesionale, 341, studii superioare, 126, studii primare 90, iar 76 dintre șomeri angajați au studii post-liceale. De asemenea, din totalul de 1959 de șomeri angajați până la data de 31 august, 1538, deci practic peste 70-75% sunt șomeri care au fost greu integrabili pe piața muncii, așa cum am mai spus, încadrarea într-un grad de ocupabilitate, făcându-se prin activități specifice pe care noi le efectuăm pentru toți șomerii care ni se adresează, indemnizați sau neindemnizați, în momentul în care se înregistrează în evidențele noastre. De asemenea, în intervalul 1 ianuarie-31 august, numărul total al persoanelor care au beneficiat de diverse servicii din partea noastră, fie că vorbim de servicii de înregistrare, ca șomeri indemnizați, servicii de mediere, informare și consiliere, participare la cursuri de formare profesională sau alte măsuri active de combatere a șomajului, a fost de 5.335 de persoane. Din totalul de 1959 de angajări, cele mai multe persoane au vârsta de peste 45 de ani. Totodată, în ceea ce privește domiciliul de rezidență, 1043 de șomeri provin din mediul urban și 916 din cel rural.